prea cu cernice părinte, înduriată și îndurerată familie și discredincioși. Ne aflăm într-un moment delicat. Delicat pentru cei foarte apropiați de Remus și pentru cei care l-au cunoscut. Delicat și pentru biserică, pentru că biserica totdeauna a fost sensibilă la toate momentele importante din viața omului. În chip văzut și în chip nevăzut. Biserica, în general, dragii mei, pe lângă că este depozitarea adevărului de credință, este și cea care adună, nu neapărat între zidurile ei, ci în conștiința ei, suferința acestei lumi, bucuriile și necazurile oamenilor, viața lor efectivă. Dacă vreți, biserica este singura care cunoaște adevărul trăit de oamenii acestui pământ. Și vă spune un om cu oarecare vârstă, care a ascultat foarte mulți oameni. De ună zi de pildă, am avut prilejul să cunosc un marinar care în cele din urmă a renunțat și s-a activat în armata terestră. Și l-am întrebat, dintr-o oarecare curiozitate, dacă a avut vreodată experiența morții iminente. Și mi-a răspuns, sigur, părinte, nu odată, de foarte multe ori. Pe mare fiind, mi-a povestit el, la un moment dat, mi s-a spus că nu mai este nicio șansă și că în clipele următoare ne vom scufunda. Eram pe platformă de mii de tone și nici nu puteam să-mi închipui în mijlocul oceanului dacă o să scăpăm cu viață. Conduceam toată operațiunea de salvare. Am dat ordinele necesare și în timp ce ne îmbrăcam în veste, le-am spus tuturor din echipaj să rostească rugăciunea Tatăl nostru. Și s-au prins de mâini cu toții, au rostit rugăciunea Tatăl nostru și au așteptat să se scufunde, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu i-a izbăvit din primejdie. Nici ei nu și-au răspuns ceea ce s-a întâmplat când totul părea fără nicio speranță. Și deși Dumnezeu i-a ajutat, acest om a fost pedepsit pentru că a încălcat regulamentul. N-avea voie să îndemne pe cei din echipaj să rostească o rugăciune. Ca să vă puteți închipui ce înseamnă să trăiești iminența morții și să cunoști, să ai această experiență. Odată ce ai această experiență, dragii mei, îți iei viața în serios. Chiar dacă te pricepe cineva, chiar dacă nu te pricepe, chiar dacă te simte sau nu te simte, chiar dacă te înțelege, chiar dacă nu te înțelege. Și adaug un personaj din Sfintele Scripturi. Ați auzit cu siguranță despre învierea Sfântului și Dreptului Lazar, care a fost sculat din morți de Domnul Iisus Hristos la 4 zile după mormântarea lui.
și care, ne spune Sfânta Scriptură, mirosea greu. Pentru că știți prea bine, Țara Sfântă este într-o zonă unde frigul nu își face simțită prezența, dimpotrivă. Și ne spune Sfânta Tradiție, dragii mei, că Sfântul și Dreptul Lazar, odată înviat din morți, n-a mai zâmbit niciodată. Pentru că nu numai că au cunoscut moartea, a cunoscut suferința iadului. Noi știm prea bine că oamenii până la Domnul nostru Iisus Hristos cu toții mergeau în iad, și grepții și păcătoși. Iar Sfântul și Dreptul Lazar a avut această experiență, să cunoască moartea și să cunoască iadul. Și aflăm că n-a mai zâmbit câte zile a mai trăit niciodată. Și nici n-a mai mâncat carne, pentru că el știa ce înseamnă duhoarea cărnii. Acestea fiind zise, dragii mei, aș vrea să vă pun la suflet următorul aspect. Eu nu l-am cunoscut pe Remus. I-am cunoscut pe o parte din cei apropiați ai dumnealui. Dar aș întreba, retoric, bineînțeles, pe mama lui, dacă l-a iubit. Cu siguranță că îmi va răspunde pozitiv. Și aș întreba-o pe mama lui, de asemenea, dacă îl va fi iertat de toate câte l-a necăjit vreodată în viața lui. Și cu siguranță că îmi va răspunde că l-a iertat. Și atunci, dragii mei, vă întreb pe dumneavoastră, pe toți, dacă o mamă poate iubi și poate ierta Dumnezeu, cu atât mai mult, oare Dumnezeu nu iubește? Oare Dumnezeu nu iartă? O spune Sfânta Scriptură, ne răspunde tuturor, când zice, mai degrabă va uita mama pe fiul său decât te voi uita eu pe tine. De aceea, noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu în imensa Lui și să-L cunoaștem în imensa Lui iubire și milostivire. O și spunem, de altfel, în rugăciunile noastre adesea, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească.